Domnul Sârbu, cum comentează arestul? Adică, au schimbat măsura de reprimare? Consider că este neînchiriat, nejustificat. În rest, luptăm mai departe. Vom demonstra nevinovăție. Cum așteptați escortul sau plecați singur în pătrispiș? Așteptăm încheiere și mandatul judecătoresc și mergem deja direct. Vă duceți singur în pătrispiș? Fără escortul? Nu, este escortul deja, aștept. Apropo, dar ieri nu v-ați prezentat în instanță, care a fost motivul? Avocatul a depus cerere de amânare deoarece n-am avut toate actele, n-am avut la mână recurs procuror și n-am avut nevoie de timp să facem cunoștință. Cum decurge examinarea dosarului sau? Noi suntem foarte proactivi. Am depus foarte multe probe care demonstrează nevinovăția. Au venit pe 30 de martori care au depus martorii care demonstrează nevinovăția. Am depus sute de acte și documente. Riscuri care v-au venit zi. Niciodată nu m-am eschivat. De fiecare dată m-am prezentat când eram ceva. Deci, cred că această măsură este mult prea exagerată, dar, oricum, voi continua să colaborez cu anchetă. Cum se comportă procurorii? Abuzuri? Sunt evidente. Unii ca că nu prea am acces la servicii medicale când am nevoie. Acestea țin condițiile de detenție, că accesul la medicină e... Problema e la examinare medicală independentă, avem mici piedici. Apropo, condițiile de detenție care au fost în Pătrispiș, ce condiții v-au deținut? Condițiile sunt acele care sunt, dar nu, dar asta este problema. Adică e suportabil, se poate de... Cât, care n-ar fi condițiile, oricum, când ești izolat, când ești unul singur, când ești separat de familie, când știi că familia suferă, cred că asta este cea mare tortură, indiferent de condiții, poți să ai și condiții bune, dar când știi că este o nedreptate, o injustiție, atunci asta e adevărat tortură. Totuși, am înțeles. Cum comentați dosarul ăsta acum s-a pornit până acum? Nici o bănuială, dar acum s-a pornit în guvernarea asta? Nu aș vrea să dau mult comentarii. Ar fi unul instrumentat, unul la comandă sau cum se explică? Eu doar vreau să vă spun că eu sunt acuzat de faptul că am restituit, anticipat două credite bancare. Faptul că am restituit niște credite bancare anticipat, mi s-a incriminat că banii depuși pe cont pentru a restitui creditele este avere nejustificată și asta îmi lucră să-i relice. Iată, mai mult procurorii, mai mult n-au absolut nimic. Cu toate că i-am demonstrat că aceste depuneri pe cont au fost din venituri absolut legale și le-am arătat. Mai mult ca atât, ca să restitui un credit, am luat alte două credite ca să de refinanțare și am demonstrat acest lucru. Și la ANI am adus toate probele și toate astea. Dar cu regret, ANI-ul le-a ignorat aceste probe și procurorii, în baza actului ANI, doar au făcut copy-paste, au luat acele depuneri pe cont, acele cifre care de fapt sunt restituirea două credite. Și le-au arătat că îmbogățări licit. Mai mult nu au absolut. Dar ce spunea Voronin că ați fi luat bani pentru a trece de la un partid la altul? Ar fi adevărat? Sau există un capăt în sensul dat de acuzare? Nu în acest dat. Nu. Există un dosar încă din 2019 pe Chipr Litindu, tentativă de corupere activă. Un dosar care se bazează doar pe declarație politică. Ce e cu soarta dosarului? Acel dosar a fost de două ori clasat
Și acum a fost reluat și noi am contestat această reluare, deoarece s-a făcut cu grave încălcări de procedură. Acolo nu există absolut nicio faptă. Cine sunt martori sau ce probe sunt pe... Nu este nicio probă, în afară de un denunț, un singur denunț, care este de fapt o declarație politică, mai mult nu există absolut nimic. Și de două ori el a fost clasat, și a treia oară reluat, cu încălcări de procedură. Câți deputați, figurați în acest dos, pe acest dosar ce ține de transfugi sau... Eu nu sunt pe acel dosar. Eu aici nu cunosc detalii. Nu vă supăra, dar nu vreau să dau mult comentarii ca să nu afectez ancheta. Eu repet, eu vreau să colaborez cu ancheta și voi demonstra că sunt nevinovat și voi demonstra și vreau ca adevărul să fie cât mai cât merită. Am parte de un proces echitabil și greu.